dacă suntem lăsați în voia sorții din grădiniță sau din copilărie, nu putem să așteptăm la o generație puternică, adultă, dacă nu avem ceva trasat. Când eram tânăr, îmi aduc aminte că învățatul era ceva foarte serios și o atmosferă foarte serioasă. Cred că acest lucru a avut și foarte multe beneficii, deoarece eram disciplinați, trebuia să fim fiecare zi la școală, să învățăm, să ne pregătim. Însă nu era chiar atât de simplu. De foarte multe ori nu aveam lumină după masa la ora 5, dar cu siguranță trăiam alte vremuri decât sunt acum și puteam să apreciem orice mic cadou sau mult mai bine ca acum. În tinerețe eram toți cumva educați, ca să spun așa, pentru o anumită profesie. Eram crescuți de sistem ca să devenim cât mai puternici în domeniile pe care ni se implementa în sistem. Așa că acum, într-un fel, din păcate, zilele noastre este puțin diferit perceput toată această situație, această... Ok, cum? M-am complicat. Da, poate și mai mult. Niciodată nu percepeam sau nu era visul meu să devin ministru. Doream să devin campion olimpic și după foarte mulți ani, cam 30 de ani de sport de performanță, în care am trecut peste toate greutățile posibile, am reușit să-mi ating visul de a deveni campion olimpic. Cred că această poziție de a fi ministru a sportului pentru mine este o încununare a carierei mele și cred că nu este întâmplător faptul că astăzi sunt în această poziție. Nu am ocupat această poziție politică, mai mult am ocupat-o din experiența mea, datorită experienței mele, datorită muncii mele, datorită ce am realizat în sport și ca sportiv și ca manager și ca președinte de federație și sper să demonstrez și în această poziție că într-adevăr pot să fac lucruri mari. Întotdeauna am crezut că sportul este cel mai benefic sistem educațional pentru oricine. În primul rând ne învață să fim mai disciplinați, să ne respectăm mai mult și pe noi și pe cei din jurul nostru, să trăim mai sănătos, să fim mai înțelegători, să învățăm să pierdem, că de foarte multe ori în viață trebuie să fii pregătit a pierde decât să fii pregătit a câștiga. Și această ideologie sau această mentalitate m-a condus și aici, ceea ce sunt astăzi. Și dacă aș avea ocazie sau să încep totul de la început, tot pe calea aceasta aș lua-o. Da, cu siguranță, când câștigi, ai un fel de adrenalină care și o recunoaștere, o putere care foarte puține domenii poate să ți le dea. Și desigur că gustul victoriei a fi cel mai bun te motivează și pe viitor să rămâi la același nivel. De fapt,
avem o singură viață și în viața noastră cred că viața noastră trebuie trăită la maxim, să ne folosim de toate posibilitățile ca să putem să tragem cât mai mult din viața noastră, deoarece e destul de scurtă și trebuie să ne bucurăm de clipe unice pe care putem să le trăim. În primul rând, cu curaj, cu credință. Am crezut întotdeauna că sunt în stare să-mi ating visul meu. Am găsit și calea, chiar dacă a fost nevoie de o schimbare dramatică în viața mea după un accident de mașină, dar n-am renunțat și m-am luptat tot timpul pentru acest lucru. Au fost ani sau clipe foarte grele, dar niciodată n-am renunțat și niciodată nu mi-a venit ideea să renunț. Chiar dacă am pierdut foarte multe ori și am avut multe ocazii să renunț sau să găsesc variante mai ușoare care poate îmi dădeau satisfacție mai rapidă decât sportul și visul meu pe care mi l-am propus din copilărie. Idealul meu este tot timpul, văd în jurul meu ca lucrurile să fie în ordine, să fie disciplină, să fie curat. Cred că aceleași lucruri pe care le-am învățat prin sport vreau să transmit și societății, ca să trăim în aceeași ideologie pe care am învățat-o prin sport, considerând că este cea mai bună cale în a ne simți bine între oameni și faptul ca să ne respectăm reciproc, să avem răbdare unul cu celălalt, să înțelegem faptul că toți suntem oameni, nu suntem perfecți, toți greșim și acesta este cel mai important lucru, ca dacă oamenii ar avea răbdare și unul cu celălalt și credință, atunci lumea aceasta ar putea să fie una mult mai bună. Da, ceva unic, chiar aș fi singurul și primul ministru care participă la Jocurile Olimpice. Într-adevăr, pentru mine acest lucru este pe planul secundar. Eu doresc să particip ca să obțin o medalie. Asta este. Am în mine motivația sportivului, a campionului care când merge la o competiție vrea să câștige. Nu vreau să mă duc acolo ca turist, ca să iau startul și după numai ca să fie umplute ziarele că Novak, ministrul sportului, a participat la Jocurile Olimpice. Acolo vreau să fiu campionul pregătit ca să câștig o medalie. După ce va fi, ce va scrie presa, asta e pe planul 2. Cu siguranță, ideea începerii zilei cu mișcare e mai complexă, deoarece efectiv problema noastră actuală este chiar asta, că nu ne mișcăm și din cauza asta nu suntem nici sănătoși, nu avem nici alimentație bună și ne lipsește mișcarea. Acum, important este ca să reușim să creăm un sistem prin care copiii noștri poate să facă sport de cât mai multe ori posibil. În școală, important să învățăm să le placă sportul, deoarece astăzi când copiii își iau masa cu tableta pe masă, cu telefonul, nu se mișcă, atunci trebuie regândit puțin sistemul acesta de educare a sportului
și găsit niște metode prin care efectiv învățăm copiii să facă sport și, desigur, de ce nu, să le placă sportul. De foarte multe ori în viața noastră credem că sănătatea noastră, viața noastră este infinită și așa uși trăim. Cum am spus și mai înainte, trebuie să ne pregătim ca să învățăm să fim învinși. E foarte important că în viața noastră, dacă avem o problemă uriașă, imensă, trebuie să trecem peste, că viața se continuă și după aceea și e important ca noi să vedem mai mult de atât, să trecem peste acea greutate. Așa am făcut și eu și tot ce am făcut după accidentul meu de mașină a fost faptul că am vrut să ies curajos din acest accident, nu să mă las învins de soarta mea, ci să-mi trag pieptul afară și să arăt că eu pot să trec peste asta și mă bucur că am făcut-o. Calea mea pe care am ales-o a fost sportul de performanță, ciclismul, în care mi-am regăsit efectiv fericirea și m-a ajutat. Ca de foarte mulți ani nici nu mă mai gândesc că la acest accident care efectiv în acel moment mi-a pus capăt unei cariere sportive de 15 ani. Așa că trebuie să fiți pregătiți pentru ceea ce este mai greu și, dar cel mai important este să fiți curajos, să visați, să aveți vise mari și să credeți că în aceste vise că se pot realiza. Împreună inspirăm tinerii din România.